surorile mele. Am avut o lucrare care Duhul Sfânt spunea să intrăm în mijlocire și în strigare de urgență pentru țara noastră. Pentru că păcatul a ajuns la nările lui Dumnezeu și Dumnezeu nu mai poate să suporte. Și e hotărâtă ca țara noastră să treacă pentru o catastrofă de cutremur, incendiu și chiar război. Și mulți tineri vor cădea răpuși, vor cădea. Și va fi mare zdrobiri și mare jale și dureri. Hai să cerem în post, în rugăciuni care putem, în post, alții care poate rugăciuni, ca Dumnezeu să lungească vreme de izbăvire pentru familiile noastre și pentru țara noastră, Domnul să o acopere cu mantaua izbăvirii Lui. Și să pui în inima poporului un duh de pocăință și trezire și în familiile noastre să rămână ocrotirea Domnului. Domnul să ne binecuvinteze și să vă binecuvinteze pe fiecare în parte și să ne ajute Domnul să stăm în strajă și cât putem să strigăm pentru pașa țării. E urgență la care strigă Duhul Sfânt, urgentare, urgentarea lucrurilor, ca să se facă în familie steaguri de biruință, să fie ridicate și pahare de izbăvire, că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. Și eu cred că ne-a ascultat și ne va asculta. Peste hotărâle noi putem, dar doar să-L rugăm ca vremea când se va îndura Domnul de țara noastră, peste noi, să rămână liniștea și pașa și să nu privească Domnul cu asprimii înspre familiile noastre și să intrăm împreună cu alții la macelul durerii. Domnul să ne izbăvească pe noi și familiile noastre. Și dacă Domnul va privi în îndurare peste țara noastră, va rămâne pașa. Dar dacă se va țăța și se va prinde mânia Domnului, va fi jale. Hai să strigăm și Domnul să ne ajute. Fiți binecuvântate de Domnul!